În trei decenii de activitate, TLM a promovat mediul de business, proiectele administrațiilor locale și județene, manifestările culturale sau activitățile sportive. Televiziunea noastră s-a dedicat comunității și nevoilor sale. În ultimii ani, după ce TLM a devenit post regional, am promovat nevoile celor 8 județe din Moldova, vitregită de lipsa autostrăzilor și investițiile guvernelor. Persoane publice promovate prin intermediul știrilor și emisiunilor TLM sunt alături de noi în aceste momente de sărbătoare. La TLM ați primit informații din toate domeniile, fie că vorbim despre administrație, politică, educație, sănătate, cultură sau sport. Toate persoanele publice din Iași și regiunea Moldovei au intrat în casele dumneavoastră prin intermediul postului nostru de televiziune. 30 de ani de muncă făcută în slujba comunității, am avut bucuria să am contact de cel puțin 2 decenii cu postul de televiziune TLM. Vreau să urez un sincer la mulți ani tuturor celor care se preocupă de acest post. Viață lungă, oportunitate și echilibru și tot ceea ce este nevoie ca toți ieșenii și toți cei care vă privesc să creadă în puterea presei exprimată prin adevăr. 30 de ani cât democrația postdecembristă din România, 30 de ani în care TLM a fost în slujba cetățeanului informând ori de câte ori a avut ocazia publicul larg despre realitățile județului nostru, municipiului și evident ale României. Nu pot să vă doresc decât alți 30 de ani sau cel puțin 30 de ani la fel de frumoși, la fel de voioși, la fel de activi, evident, pentru buna informare a noastră, a tuturor ieșenilor. La mulți ani, TLM! TLM a mediatizat în ultimii 30 de ani problemele cu care se confruntă sistemul sanitar, provocările medicilor în fața cazurilor grave, reușitele unor operații unice la nivel național efectuate de profesioniștii din Iași, centrul regional în acest domeniu. Vă spun din tot sufletul la mulți ani, vă felicit pentru o vârstă frumoasă, pentru o vârstă tânără, dar importantă pentru un trust de presă. Vă doresc să rămâneți în continuare tineri, să rămâneți obiectivi, să rămâneți în sprijinul ieșenilor și a moldovenilor, iar pandemia COVID-19 din ultimii 2 ani a dovedit că presa poate face lucruri bune, poate ajuta oamenii, poate ajuta interacțiunea dintre oameni și sistemul medical și pentru asta vă mulțumesc și vă spun că puteți rămâne la fel de tineri, de frumoși, de obiectivi și de sănătoși toți cei din echipa TLM Iași. Am început împreună, continuăm împreună și cred că sunt printre primii care au văzut știrile la TLM. Avem nevoie de televiziuni locale și sunt convins că aceste știri cu care se leagă practic viața cetății de ceea ce se întâmplă cu viața noastră a tuturor sunt extrem de importante. Așa că de aici, de la Unitatea de Primire a Urgențelor, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, vă doresc încă 30, încă 300 de ani, fără foarte multe urgențe și să ne informați în continuare despre ceea ce se întâmplă în Iași. Este extrem de important ca aceste televiziuni locale să supraviețuiască. Știu că sunt vremuri extrem de dificile cu sau fără pandemie, iar faptul că ați reușit de fiecare dată să ajungeți la noi și la fiecare ieșean este extrem de important. Încă 30 de ani, un pupu de la Upru și nu uitați, continuăm împreună. Iașiul continuă să rămână un mare centru universitar al țării și fără aportul celor 5 instituții de învățământ superior din oraș, capitala Moldovei nu se putea dezvolta în ultimii 30 de ani. TLM a ținut aproape de mediul academic și universitar. La mulți ani, TLM! La mulți ani și felicitări pentru performanța media din toți acești ani! La mulți ani și mulțumiri pentru interesul pe care îl dovediți în conectarea noastră la cele mai relevante informații cotidiene! La mulți ani, echipa TLM! Și tuturor celor care formează această echipă, vă doresc să continuați! Să continuați, căci a continua este peste a rezista. Să continuați să fiți ca și până acum prompți, profesioniști și foarte ieșeni. De o deosebită plăcere să transmit cele mai calde felicitări conducerii și echipei postului de televiziune TLM Iași cu ocazia împlinirii celor 30 de ani de existență pe piața media românească. Menținerea constantă în atenția și preferințele publicului telespectator pe o perioadă atât de lungă, marcată de profunde transformări, reprezintă în sine o performanță remarcabilă,
principiile jurnalismului de calitate, practicate consecvent, au contribuit la impunerea brandului Telem Iași, așa cum îl cunoaștem noi astăzi. În calitate de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, vă mulțumesc la acest aniversar pentru atenția mediatică acordată vieții noastre academice și vă doresc multă sănătate și numeroase satisfacții profesionale în activitatea pe care o desfășurați. La mulți! Telem va continua să rămână un susținător al proiectelor Iașului și Moldovei, un prieten de nădejde al oamenilor simpli și un paznic al democrației și libertății de exprimare.